Azi testăm cu Nicu parfumurile mele de nișă de data asta. Știu, l-ați dorit, l-ați chemat, a venit. Și hai să vedem ce părere are soțul meu despre parfumurile mele de nișă. Well, hello! Ce mai faceți, dragilor? Ce mai ziceți voi astăzi? Uitați cine a venit într-un final aici la noi, la mine pe canal. Cine a venit? Nu știu, cine a venit? Nu știu. Un nene, un domn aici, foarte... Un corp străin. Foarte, un corp străin, nu e străin, că ai venit de două ori pe canalul meu și lumea te-a cerut. Și așa că trebuie să te readuc. Oricum doream să te mai pun să miroși, pentru că mie îmi place când tu miroși parfumurile mele și îți pui părerea. Băi, și mie. Da? Ok. Hai că am aici blotere, am aici... Nu te uita! A, n-am voie să mă uit. Deci le am pe o... Nu vreți să știți. Norocul tău că eu nu cunosc și nu... Da, el oricum nu știe, dar nu vreau să vadă sticla, pentru că îl poate influența aspectul. Hai, n-ar face pe om uneori, eu nu cred în chestia asta, dar aparent la parfumuri așa e, dacă e sticla mai... Ei, fisticie... Da, ți-atrage atenția, dar când o miroi... Creează o altfel de impresie. Să nu-ți faci, să nu faci, să n-ai prejudecăți. Da, exact. În general nu e bine să ai prejudecăți. Da, foarte, foarte bun punct. Bun, am aici pe o tavă acoperită de un prosop, da. Dar trebuie și tu să arăți. Nu arăt așa ceva, lasă. Nu, lasă. Ok, frumos prosopul. Lasă, nu, lasă prosopul în pace. Okay. Bun, cu ce să începem, cu ce să începem? Păi o să te rog să închizi. Deci ca vrăjitorii, avem aici acoperit. Avem aici, deci este, e totul... E tot așa. Aici, da. Ridic-o mai sus să se vadă. Nu, cum lasă, lasă, lasă așa. Hai să vedem, nu te uita, pentru că s-ar putea să vezi sticla dacă n-ai văzut-o deja, dar dacă ai văzut-o, asta este. Mă ajută, oricum. Da? Văd pe cameră. Păi, da, ți-a zis să nu te uiți. Dar nu se vede oricum, adică nu văd ce scrie, văd o sticlă, ok. Da. Că nu e ca și acum închide ochii, că vreau să arăt praz. Pe cameră, să văd. Ce, eu să vadă închid lumea, ochii, am închis ochii, gata. Să vadă lumea ce-i dau dacă ar și focus a... Hai. La prima impresie are o putere. Da, deja adică simți? Adică ajunge... Stai că am adus aici notițe. Da, poți să miroși. Poți să miroși asta. Da. Și eu notez pentru că am găsit notițele de tura trecută, tu miroase acolo, și mi s-au părut foarte funny cum a descris omul parfumurile, le-am pus așa cu liniuțe. Tura și... trecută a fost odată, acum e altă dată. Da. Acum sunt parfumuri de nișă, mai ciudățele. Sunt foarte curioasă. Cum o să ți se pară ție? Pe unele le-am mirosit clar pe mine, adică cred că le recunoști. Nu m-aș fi mirosit, că îmi sună ceva. Ce îți sună? Nu pot să-l descriu. Nu poți să-l descrii? E și asta o chestie. Nu poate să-l descrie. Nu, adică nu dau seama ce conține. E ceva oarecum pe mirosul meu. Pe mirosul proaspăt, tău, adică... Oarecum proaspăt, oarecum fresh, care e același lucru, bineînțeles. Deci simți o citrică? O citrică? Un fructișor? Nu neapărat. Nu știu ce simt, ama, nu știu ce... Ce simți? Spune-o ce simți. Simți vetiver. Ne. Bine. Vetiver. E, nu știu ce e o iarbă, vetiver. Practic. Este a, da, ceva... da. Aia, mă, aia o simt. Da. Vetiver. N-am zis în viața lui vetiver, da. Da, nici eu. Hai să fim seși. E plăcut așa. Și l-ai vedea pe o femeie, un bărbat, pe ambii, ce vârste, ce ocazie, zic și mie mai multe așa. Ocazia Crăciunului, că da? Se apropie. Serios? Pe ăsta îl vezi bun de Crăciun? E bun. E bun de zi cu zi. E de zi cu zi, da. E de zi cu zi. Hai că nu vreau să te influențez. E de zi cu zi, poți să-l iei la birou. Poți să-l iei la... De birou. Nu știu. E plăcut, e deranjant. Da, seară cu oamenii, e cu fin, fetele, cu băieții. Cum? Da, e... Păi da, nu e de la... Masculin puternic, foarte. E... Dar l-ai vedea și pe un bărbat? Eu bineînțeles că l-aș vedea l-ai pe un bărbat. Adică dacă unui bărbat îi place. Îi place așa. Îi place mirosul de parfum de pe o femeie. Lui de ce nu i-ar plăcea și pe el? Adică, mă rog, nu știu. Da, e discutabil. E discutabil. Unii nu concep să pună eu pe ei. Eu putem să port așa ceva, adică nu m-am deranjat. Da? Uite, mă, el
ar purtea și, să poarte și Băgăra Ruș, că l-a purtat, adică nu, l-am, nu. L-am forțat să poarte. S-a dovedit a fi și un experiment. S-a dovedit a fi, nu, nu-i place pe el. Incompatibil cu BH-ul. Nu-i place pe el, îi place pe mine, se pare. Cu da. Alte. Dar e bine că l-ai testat. Nu? Da. Așa, hai să îl lăsăm aici să pun un 1 pe el. Ca să știu scrie că unu. Ăsta este Baldafric se numește, nu te mai tasă. Baldafric. Așa arată, de la Bayredo. Baldafric, nu m-aș fi gândit că e Africa. Păi da, e, are ceva lemnos uscat, cam ca aerul din Africa, nu știu, te duci acolo. Am fost în Africa. Deci are lămâi, ai zis tu că e ceva fresh, are floare de portocal. Și este, dar are coacă de vetiver, simt foarte mult vetiver. Bine, vetiver... Cum asociez eu mirosul cu vetiver și ce am mai simțit în alte parfumuri, că na. Are violetă, are iasomie, coacăze și niște flori roșii ca niște garoafe. De fapt nu sunt garoafe mușcate, ce-or fi alea. Ambră, mosc în bază și cedru de Virginia. Eu îl simt foarte, foarte lemnos. Lemnos și citric în același timp. Da. Bine, mai mult citric când deschide. Așa e. Ce să zici tu acum, Ana? Dar ce notă ai da așa de la 1 la 10? Că, da. Păi nu știu, nu, e prea devreme să dăm o notă. Bine, nu dăm note tu la asta? Vrei să dau note, stai să-l mai compar cu ceva. Bine, ok. Hai e că... ok, adică un 6, un 7, așa merge pe acolo, e ok. 6, 7. Azi nu sunt generos la note. Ok, nu ești generos azi, văd. Ah, ok. Hai să trecem la următorul. Avem 10, by the way. Și următorul... Nu te uita. Nu mă uit, trebuie să rost nu iau chestii de aia. Să nu... Da, să spun și ție, dar nu, ai ochelari și nu merge. Acesta este, nu știu dacă se vede numele, dar vă zic eu oricum, după ce-l miroase. Hai să pun numărul 2 pe el și era să-l scap. Hai grijă, hai grijă. Da. Așa, hai că pe ăsta, sigur îl simți acum, n-ai cum. Nu încă. Nu? Ia. S-ar putea să fiu un pic înfundat azi. Începe să vină ceva. Vine. Da. Poți să deschid ochii? Da, da, scuze. Okay. Am uitat să spun că poți. Ia să vedem. Adică nu. Nu-ți place asta? Am uitat. Măi, lui se pare că nu-i plac astea. Cum ți se pare? Așa că are mai multe curcubee de culori. Oh, de mirosuri. Curcubee de mirosuri. Amor. Ce? Îmi place cum folosești tu anumite. Mi-am adus aminte de ziua aia în care am tot folosit expresia curcubee de emoții. Da. Acum ai curcubee de miros. Da? Ia. Ce poți să-mi zici despre asta? Îți spune ceva? Îți spune o poveste? Are ceva nesuferit în el la început. Și okay. Dacă treci peste, nesuferit. Ceva nu-ți convine la început. Ceva nu se, nu știu, mi-aduce aminte de o chestie, dar nu. Nu știu, ca un dovleac așa alterat, din păcate. Ca un dovleac alterat, doamne. Stai mă, dar nu. This is gold, this is pure dar gold. Dar un pic alterat, dar nu, adică nu e îngrozitor să zic. Da, adică l-ai purtat. Adică pare că... Dar dacă l-ai simțit pe o femeie... Stai un pic, stai, lasă-mă că vine acum. Cred că știu ce nu îți place ție. E ceva, deci asta, din toate chestiile, din ingrediente, ingrediente, da. E ceva ce nu-mi place, dar mai are niște tente după aceea. Știi că mie îmi plac chestiile dulci. Vai, și... cum am fost asta. Așa. Și are niște chestii dulci. Deci, ți-ar plăcea asta pe mine, dar nu pe tine. Pe mine nu. Nu dar vedea. Teoria mea e că dacă nu-mi place mine, nu-mi place nici pe altul. Ce legătură are? Dar... Păi da, da, Baccarat nu-ți place pe tine, dar... A, nu-mi place pe mine pentru că pe mine capătă un miros dubios. Păi asta zic, că poate pe tine e un miros dubios și pe mine nu. Da, dar mai simt ceva. Asta și ăsta trebuie să aibă ce-i trec ceva până eu mă gândesc. Da, are. N-ai cum să nu simți. Dar nu știu ce. Are lămâie, bergamotă, are o tonă de citrice și e pudrat, poate. Asta nu-ți place ție. Are mai multe note care îl fac așa pudrat, are heliotrop, migdale. Nu știu ce sunt migdale. Nu știu cât de bine simți tu migdala, dar e per total pudrat și vanilato,
caramelicios, lămâios. Da, ceva lămâie, dar nu știu, un fel de lămâie. Un desert? Știi cum, lămâie, exact, lămâie coaptă ceva. Deci lămâie într-o tartă. Da. Da, pe exact și eu zic că la mirosul ăla de tartă prăjitură. Lămâie, prăjiturică cu lămâie. Dar nu e gurmand, nu e așa, adică nu se simte parfumul în sine. Are doar o tentă. Da. Putea să fie mai gurmand dacă nu era atât de pudrat. Pudratul acela îl mai liniștește și nu-l duce chiar. Dar mie mi se pare gurmand, adică. De vară l-ai vedea? Nu-mi dau seama. Sau l-ai vedea și acum iarna? Nu știu, cred că mai degrabă iarna. Iarna, da. La un vin fiert? Un miros puternic. Degrabă mi-ar plăcea un vin fiert. Da. Un miros de vin fiert? Uite, nu, o să caut. Că mi-ar plăcea mie un vin fiert da, acum. Da, ok, o să-ți fac. Bine, mersi. Și ce notă îi dai? Acum dacă am dat 6-7, am început ăsta, îmi place mai puțin. Hai să-i dăm un 5, să nu fim... Ok, nu mă așteptam. Ce-a fost asta? Mă așteptam, da, am uitat să zic. Francesca del Oro, Voal Confit se numește, uite cum e sticla, deci sticla sigur îți place. Hai. Da, sticla este... Spune-mi tu mie că sticla nu e geometrică, e geometrică, îi place, ca o diamant așa. Dar asta e o prăjiturică cu lămâie, ai zis bine, pudrată, foarte pudrată și destul de puternic, deci... Și eu nu știu dacă l-aș băga vara pe acesta, cu toate că adică sunt fascinat de aceasta. A, vezi, pe partea asta îmi n-are place, nimic. Și îmi place asimetria asta. Vezi, și capacul are la fel. Da, îmi place că nu e... asimetrie, trebuie să-l pui așa, orientat. Hai să vedem ce mai avem aici. Mai avem unul, închide ochii. Îl arăt și la cameră. Hai, te rog, focusează. Așa. Bun. O să zic și la final. Mereu mă mir. Cât de greu e capacul la acest parfum. Să nu uiți să-mi zici să-mi desfălui ochii. Da. Imediat. Așa, să scriu aici numărul 3. Gata, poți. Nu știu dacă o să-ți placă. L-am ales sperând că o să-ți placă, dar nu știu, chiar mi-e frică ce o să zic. Și de altele. Mai sunt unele aici. Îmi obosește deja nasul. Îți obosește nasul? E mai puternic așa mai. Da. Și simți ceva anume? Vreo fructă, vreo chestie? Nu știu, azi nasul meu cred că e un pic înfundat, că nu... Băi, să nu ai ceva. N-ai nimic. E doar înfundat. E prea de dimineață pentru el, se pare. E un miros, deci e puternic. Puternic, ok. Te cam... Să nu exagerați, nu? Când te dai cu el, nu mergi cu liftul. Mergi pe scări. Deci, da, cu... face bine mersul pe scări. Da. Recomand și prietenilor și dușmanilor. Deci e din ăla de dușmani? Nu, mersul, recomand mersul. Șalimar, de Șalimar ai zis că e parfum de dat dușmanilor. Nu, ăsta nu e rău. Dar nu-mi dau... Deci pe cuvânt, dacă pot să-l prind. Nu surprinzi nimic? Nici o notă, nici o fructă care ție îți place, din câte știu. Îmi plac toate fructele, ce spui tu e... Nu, dar le mănânci foarte mult cu kilogramele vara. Vara? Și sunt două așa pe o rămâie, pe o... Sunt câte două. Nu se simte, domne. Nu simți nicio cireașă? Nu simt cireașă. Cireașă pudrată? Vanilie? Cireașă la greu, nu-i așa? Da, are cireașe în vârf. Vanilie. Nu simt. Nu pot să-mi dau seama. Nu pot să-mi dau seama. După mine e pudrat, dar e de femme fatale oarecum. Dar uite, s-a mai domolit. S-a mai domolit, nu mai așa. Ți se pare că e... De ce tip de femeie ai vedea cu acest parfum? Nu știu. Mai tinerică, mai... blondă, brunetă, nu știu. Nu, deci, nu prea spune prea multe. Nu spune nimic parfumul ăsta. Nu spune. Deci ei dau... E interesant, dar nu poate. Știu. Aoleu, mi-a scăzut pe jos. Mi-a scăzut. Ți-a scăzut ce? Parfum. Testosteronul de la parfumul ăsta. Nu, deci nu l-ai să, vedea purtat pe... Te enervează. E bine. Mă enervează că nu știu ce e. Ah, ok. Deci nu te enervează parfumul, te enervează că... Ok. Păi ți-am spus în mare ce e. Vanilie cu cireșe, pudrat. Și ăsta pudrat, are... Pudrat se simte. Are la fel... Se simte pudra. Un vibe. Asemănător cu Voal Confit, numai că acesta este prăjiturică de lămâie și... Nu știu, deci ăsta e ciudat rău, trebuie să-l mai ademenesc.
purtat așa. Să-l mai adulmec. Nu-mi ies cuvintele care trebuie. Aproape de, de budoar, așa, nu știu. Domne, e de nișă. Femeie, chiar da, e de nișă. E de nișă, deci, nu știu în ce... Nu știe, nu știe. În ce condiții să-l porți. Și nu prea-ți place. Nu știu ce să zic. Îți place mai mult decât voal confi? Sau voal confie? Ăla la început a fost enervant și după aia mai ok. Ăsta okay. La început enervant a fost de la mai început... puternic, acum s-a mai domolit, dar... Așa, dar tot nu-ți place. Tot nu. Se numește Rouge Smoking, ar trebui să miroasă smoking. Ca un... Smoking. Ca un rouge. Rouge smoking, adică te gândești la... Nu știu, ar trebui să te gândești la actrițele alea de pe timpuri. Alea de jucau în black and white, în filmele alb-negru. Hai că te uitai la... Clara Bow? Da, ceva de genul. Greta Garbo, something like that. Greta Garbo. Care se dădeau cu ruși și fumau. Nu știu, mie așa, acolo mă duce. Posibil, posibil. Da, am zis. Dar e foarte pudrat și pentru, mai mult pentru iubitorii de cireșe, dar nu e o cireașă clasică, nu e atât de... Nu mi se pare nici atât știu, de sintetică cum o simt eu de este un parfum ciudat. Este ciudat, păi e de nișă, normal. În felul lui. Da, este pe nișa lui. Da, exact. Ce notă i-ai dat lui BDK? Îi dăm un BDK. 5. Ce părere ai de sticlă? Sticla nu pune e mâna pe atât capac. De geometrică. E foarte cu inter... Oh, Doamne. Spargi capul cuiva. Băi, atenție, atenție cu parfumurile în casă, că da, da, puteți da, să faceți probleme. Da, cu sticla asta ai face un damage cuiva. Îmi dau seama, ia. Dar îți place lichidul? Mie îmi place culoarea lichidului. Culoarea lichidului e foarte frumoasă, este ca un ceva. Vin roze, foarte. Da, sau un sirop frumos. Cu cireș. Oarecum, diluat. Da, diluat. Deci e ciudat, dar ce nu te-ai dat? 5. 5, la fel ca voal confi, deci sunt pentru tine azi. Sunt cam la fel, nu? Sunt generos azi. Ok, ok, ești generos, văd, ești foarte, ești extraordinar de generos. Hai că îți dau altceva acum. Dăm ceva în mai dulce. În alt registru. Mai într-un registru. N-am chestii dulci. Da, asta e. Aici. De asta nu mă nimerește azi. Da, de-aia nu te nimeresc, pentru că lui plac parfumurile dulci, cel puțin... Siropoase. Pe femei, nu. Din ce am văzut. Dar ăsta nu știu dacă o să-ți placă. S-ar putea să simți. Hai, poți să deschid da. Ochii? Am deschis ochii. Da, n-am arătat la cameră. Ia, miroase acolo cameră, cu ochii închis. Da, nu bă, dar eu nu recunosc. Băi, Lumințe, eu am o problemă. Se pare că da. S-a tărat mirosul? Ce ai pățit? Nu știu ce parfum sunt astea, dar nu le recunosc, nu... Păi n-ai cum să le recunosc, nu sunt, nu sunt parfumuri nici, întâlnite atât de des. Nici... Nici o notă, nu poți să zici? Na? Sol. Ce? Nota sol. Nota sol, nu? La do, do, mi, re, 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 re. Ar plăcea să am un nas de câine acum. Da, și mie. Da, e tot în, genul ăluia, voal, confi, adică da. Are o parte la început care nu-mi place. Da, cu toate există. După aia, da, nu știu care e faza. Îți plac ție notele de vârf ceva acolo. Da, cred că nota de vârf. Da, îl simți mai dulce, mai de femeie, mai de bărbat, mai... Cum l-ai? E așa, mai puternic, e mai... Da, cred că merge la bărbați ăsta. Da. Și la femeile mai puternice. Femeia puternică să fie și... Uite, deci la un bărbat, pe că un bărbat tot suntem vede. Acum, în perioada asta, când s-a scos bannota de 20 de lei. A, da, cu, deci, cu femeie, cred, cred că mai... Ecaterina ar putea purta... Ecaterina, fie... deci e parfum pentru... parfum? Parfum militaresc. Militaresc. Pentru care e Caterina? Să cea specific. De pe bannotă. E Caterina de Teodoroiu. Pe bannotă. Nu mai știe. Nu altă e Caterina care este nu. Preferata care ta. Nu vreau să-i dau numele. O altă e Caterina din politică, ca să zicem așa. A fost, el a fost la Poli și doamna respectivă. Lasă-o pe doamna respectivă da. Mă rog, să ne prefacem nu, că da, nu există. Nu există, nu există. Hai să ne întoarcem la parfum. Deci, e Caterina Teodoroiu. Pentru Ecaterina, da. Da. Și pentru un bărbat, ai zis. Da, și pare bărbătesc. Simți ceva acolo, vreo
O notă, ceva, ceva o nu idee. Știu, ceva, a fumat, ceva. A fumat, ok. Smoky, smoky. Ah, probabil, a da. Smoky. Deci poți să zici că te duci cu gândul acela, un tutun, un tabac? Mm. Da, da, cred că ceva, că de, probabil asta e... E enervant la nas pentru care tine? Nu-mi place. Sau e fin lucrat? Cum îl consider așa? E brutal? Fii atent că dacă ți-l bagi în nas aproape, chiar simți o țigară. Oh, chiar simți țigară? Da, uite, dar de aici mai de departe nu. Deci asta e, o, e un buchet de un buchet mirosuri. De... Am mai zis-o. Da, da, ai mai zis-o. Asta simt, nu știu, se pare că băieții care fac parfumuri de nișă amestecă chestii. Păi, asta e și ideea. Combinații. Asta e și ideea. Să faci combinații reușite și cât mai bine amestecate. Da, nu știu bine ce să zic. Bine blenduite. Fiind un, cred, nu știu, da, mi se pare mai bărbătesc sau mai mușchiulos, așa, nu știu. Mai mușchiulos. Pentru femeia cu mușchi. Și pentru femei puternice. Există multe femei puternice. Dar toate sunt femei puternice. Toate femeile sunt puternice. Exact. Așa. Dar nu toate, ar trebui să se dea cu parfumul ăsta. Deci l-ai vedea pe mine? Nu am... Eu m-am dat cu el, de mai multe ori. Da, nu, nu pot să zic. Deci nu, nu, nu. Nu, nu, it's not your favorite. Scrie nota, scrie pe el, da. Scrie și aceeași da. Notă. Patru. Aceeași notă. 4 să fie. Sunt generos azi. I-a dat 4 lui Toba Color de la Aulă, Dior. Toba Color. Bine, este ăsta... Toba Color. Toba Color. Da, adică de la tabac, tobacco. Am înțeles. Și... Păi da, ia mă, e... Da, are da, ceva, e că are fum, nu e, chiar, e dulce pentru că are te, un miere în te el. Te pune cu... A, da. Dar nu îl, se duce chiar în dulceața aia. Îl păcălește cumva, tu. Deci nu, nu-ți și dai da, seama. E mai manly. Sau am eu ceva azi la nas, e mai nu, manly, nu, posibil. Nu știu. Nu am nimerit ziua. E mai manly, e mai... Da, e considerat... Bine, eu l-am inclus aici la nișă... E tot designer, că e Dior, dar e din gama lor mai scumpă. Christian Dior. Am mai zis bine, Dior. Ah, Dior, da. Sticla este bine, mod... banală. E banală, dar uite. Ia, stai să vedem. Ce? Ce fail, stai. Așa, e magnetică. Ah, magnet, ce drăguț care magnet. Adică foarte frumos. Capacul da. Face toți banii. Capacul, da, face toți banii și pulverizatorul și sticla elegantă așa. Sticla este banală. Ea vine în mod normal și într-o sticlă mai mare, poate aceea s-ar putea să-ți placă mai mult, dar eu am ales sticla de 40 de mililitri, că e arhi suficient la cât costă. Așa, nu intrăm în asta că... Nișa face, da. E da, știi, mai scumpă, știi probabil. Hai să vedem numărul 5. Song. Apreciez nișele ieftine. Da, uite, îți dau o nișă foarte ieftină acum. Hai că începe nasul meu. Foarte ieftină, e cea mai ieftină. Aha. De pe aha. Piață în acest moment. Îți dai seama că nu e, după cum am zis-o. Nici cea mai scumpă, totuși. Da, nu e cea mai scumpă. Doamne, cât de puțin mai am. Da. Nu știu, putea asta să-ți placă? Mm. Nu! Nu știu. Hai, simt că e ceva cunoscut. Poate, dar nu cred că l-ai mai mirosit. Nu, 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 mirosul. Ah. Cum ți se pare? Pe ce femeie l-ai vedea? Sau pe bărbat, de exemplu, l-ai vedea pe un bărbat. Și dacă simți ceva, o notă? Nimic? Nada? Frății, că e o problemă. E o problemă? O, fi ceva de... O chestie de-aia, un fruct din ăla care nu are miros puternic, cum ar fi... Nu-mi dau seama. Cum îi zice? Grapefruit? Nu știu, nu cred. Posibil. Deci poate are grapefruit. Da, acela are miros puternic. Nu mai e la fel de bărbătesc ca acela, cred că... Deci, înclină feminin? Simți vreo floare, vreo altă notă, vreo... Îți dau indicii. Dăm indicii. Dăm 3 indicii. 3 indicii. E o floare ultra-mega feminină, cu multe petale. Floare cu multe petale? Pe care o dai când ești îndrăgostit unei femei. O aduci la o întâlnire și e un singur fir. Poți să dai. Poți să dai un singur fir? E destul de scump.
Destul de scumpă. Adică nu-ți place ție să iei, că ți se pare că e exagerat. Băi, ce exagerat. Facem aici? Ce facem? Nu, mi-a luat de mult. Crin? Nu, crin. Păi stai mă, că trandafirul nu e așa scump. Păi da, dar nu știu, de câte da, comentezi că trandafirul e scump. Nu e scump trandafirul, doamne, ternați-vă. S-a scumpit. Inflația? Dar crinul nu e atât de scump oricum nici. Crinul e scump. Crinul, da. Cum da. Să nu-ți vinzi 3 parfumuri să iei un buchet? Da, exact. Da. Sincer, e cu trandafir? Da. Ce trandafir? Da, e un alt fel de trandafir. Nu e trandafirul ăla cu care ești obișnuit, dar aia și mie îmi place, pentru că nu e trandafirul ăla clasic. Dar este un clasic acest parfum. E un clasic acest parfum? A devenit. Un clasic pentru o doamnă bine. O doamnă bine. Și plină de bani. Pentru o doamnă avocat. Doamnă avocat, da. Schimb aici. Pentru doamnă. O doamnă avocat. O doamnă medic. Medic sau avocat. Ok. Păi nu știu. Ai zis tu bine că înclină femeie. Adică și mie mi se pare, dar se poate purta și de un da, e... E un trandafir. E trandafir, spune, apare. Tămâie. Asta e, mă, asta e problema, mă. Bă, de ce pun tămâie în parfumul, da, domne? Are și o fructă. Are o smeurică, are niște fructe roșii pe acolo. Dar în principiu e un trandafir tămâios și condimentat, după mine. Și cald, și foarte cald. Nu știu, dar și destul de old school, după părerea. Da, nu știu. E ok. E ok. Deci, ce notă e, da? E mai mult decât 5. Toba acolo. Îi dăm un 5. Mamă, nu ești generos azi deloc. Deci sunt foarte generos. Nu-i plac parfumele de nici astea. Dom'le, deci nu le cuprind. Să zic și eu, băi, este... Nu le cuprind. Uite, are miros de hai, mă, soc. Că se simte trandafirul. Un pic, așa... Hai că... E acolo. Pe bune, nu știu, ar trebui să mă miros niște chestii cunoscute, niște... Da. Ceva, și da, ce bă. Ce fac? Bagă-ți nasul în cămașă și stai acolo cu nasul pe. Și miroase-te pe tine. Da, așa o să fac, am închis ochii cu ocazia asta. Ok, arătăm... Doamne, ce note mici am dat. N-am zis ce a fost, a fost Portrait of a Lady. Lady. De la Frederic Malle, un parfum de Dominique Ropion. Portrait of a Lady este foarte scump și unul dintre staple-urile, nu e staple pentru că nu să toată lumea poate să deschid ochii. Din păcate. Bun, e un clasic în viață. Bun, hai să trecem la altceva... Domnule, dar chiar nu există... Tot foarte ieftin, foarte ieftin. Și cred că eu am un nas intern care detectează chestiile scumpe și chestiile scumpe nu-mi plac. Da, exact. Mi-am hai că ăsta cred că o să-ți plac. Este un ăsta cred că o să-ți miros plac. Educat care să nu-mi placă pentru că e scump. Hai, poți să ții. Hai. Dau lacrimă. Nu se dau lacrimă. Hai că nu știu. Deci e ceva în neregulă. Numărul 6. Da. Hai mă că ăsta e mai fresh un pic așa. Da, mai, da. Mai da. Vii de acasă. Așa mai vii de acasă. Îl vezi pe un bărbat, pe o femeie, cam cum l-ai nu, e mai de femeie. E mai de femeie. În conceptul clasic. Deci tu nu l-ai vedea pe tine, nu te-ai putea da vara. Eu m-aș putea da, dar este mai feminin. Și? Ce simți în el? Sau simți ceva în el? Da, e ceva chestii fruct fresh. Mai mediteranean, citric ceva, probabil. Ok, ok. Ce nu știu că mai este ascuns de alte... L-ai vedea vara? E răcoitor, e cu... Vară, primăvară. La o înghețată, nu la un bifier. La o înghețată. Deci, nu e de bifier, ok. Nu. E, cum e? Deci e fresh, curățe. Eu spun acum ce am eu poftă. Clar. Ai chef de înghețată. Avem un frigider, dacă avem, vrei. Dacă dar n-ai niciun farmec, e iarnă. Are farmec. Da, facem vin fiert și înghețat. Nu. Păi facem, dar nu în ordine, nu în același timp. Sau pun înghețat în vin fiert. Este un parfumel. Așa. Plăcut? Plăcut. Pentru tine? Liniștit. Liniștit. Poți să, uite... Deci de vară, în principiu. Da. Poți să te dai înainte cu o oră să te culci. De vacanță. E liniștitor, de vacanță, da. Am zis, este proaspăt, este... Și cât e? E așa, genul meu. E genul tău. E genul meu. Dacă eu am un gen, da. Cum ar veni? Nu știu, tu erai cu dulce. Nu aș spune o femeie. Asta... ia zic, ce nu te era? Notele mele sunt foarte subiective. Normal, asta că stai nu tale. Sunt un...
cunosc că... Hai că dar mai mult, că îți place mai mult, am văzut. O să-i dau un 7. Da, mă, nu treci și tu la un 8. 7 spre 8. Nu poți? Dom'le, nu mă influența. Bine, bine. Cred că o să adaug la final un coeficient la toate notele de le-am dat. Le cresc un punct sau le scad cu un punct? Pentru că... Tu mai ai mirosit. Tocmai am mirosit. MFK, Maison Francis, ai pronunțatul ăsta. Ei, da, lasă, frate. Bă, dar tot ăștia din parfum trebuie să aibă nume de-astea. Da, nu poate să-l cheme pe nimeni. Octavian, Dumitru. Octavian, Dumitru. Cum l-ai pronunțat? Francis, e clar. Maison Francis. Este... Eu-l pocesc de fiecare dată. E Armand. Armand. Dar e din Franța, adică el a copilărit. Sau născută fața, dar părinții lui sunt armi. De-aia e așa. Nu știu, domne, Kirkjian? Kirkjian, da. Kirkjian. Nu știu, unii zic Kurdijan. Unii Kurdijan? Zic Kurdijan. Alții zic Kirkjian, mai franțuzit. Alții, tot o mie de... Ar trebui să întrebăm un prieten armen, să ne spună exact cum îl cheamă. Aqua Celestia Forte, sau să-l întrebăm chiar pe el, să spună numele. Aqua Celestia Forte, adică Aqua Celestia. Vezi ce nume pompos. Da, uite, este acum, dar nu, că e prea târziu acum, după nume. Într-adevăr, este un parfum. Și ăsta are un capac lichid, așa. Chiar este un parfum lichid. E aerat. Îl simți mai ușurel, adică mai ușor de purtat. Este plăcut. Da, e din gama aceea. E bun. Sunt trei. Avem Aqua Celestia Forte, avem Aqua Vitae Forte, se scrie Vitae. Vitae. Da, da, da. Așa. Forte, toate da, sunt forte. Toate sunt forte. Bine, astea sunt cele mai ok, cele forte, că mai sunt și unele de vară mult mai light. Și Aqua Universalis. Toate sunt aqua, deci toate sunt, ar trebui să fie light. Dar acesta ține bine vara, e dintre acelea fresh care chiar țin pe tine. Ar trebui să țină. Recomand. Bun, recomand. Deci i-ai dat doar 7. I-ai dat doar 7, măi. Da, 7, dar e cea mai mare notă de până acum. Bine, hai să vedem. Da, altul. Tot de nișă. Hai că sunt curioasă la asta. Ori îți place ori nu. No, la balul la spital. No, la balul la spital, corect. Tânșa, gata. Dar, așa. Abi, l-aștept. Văd. Îți văd entuziasmul. Tenis. Transpune prin camera. Nu e pentru mine. Nu știu. Chiar nu sunt curioasă ce o să zici de asta. Mi-e frică. Taci tu. Stai că scriu aici. Taci tu. Nu, nu, e ceva. Știi de ce? E un pic gurmand așa. Da. E... Hai că începe să ți se deblocheze nasul. Se deblochează, da. Cu anumite parfumuri. Poate tu la alea pudrate ai problemă, nu? E posibil. Dar nu, că nu prea ți-am dat. Nu, asta e... S-am dat pudrate, de fapt. E o combinație. Plăcută. De, îți vine să-l miroși, să-l și mănânci. Mâncabil, deci... gurmand. Un fel de, da, o tartă, dar o tartă, nu știu dacă există, nu doar cu fructe, e și o tartă, probabil ai mai pus și niște, nu știu, ceva chimen, ceva... Așa... Susan, adică altceva, nu fructe. I-a mai dat o tentă deci e de... cumva o tartă mai orientală, mai... Să-i zicem așa, că ai făcut... Ceva ce ai vedea făcut, la turci, de exemplu. Ai făcut un aluat mai mult aluat. Da. Și jumate din aluat l-ai folosit la o tartă cu mere, dovleac, ce ai avut în casă. Mai e ceva, simt aici, dar nu-mi dau seama. Ceva mâncabil prăjituros, un aluat... Da, prăjituros, dar cu ceva, dar și cu ceva chimen susan, zic. Da, adică ceva care nu e doar dulce. De ce? Băi, n-ai un nas rău. E o tartă ori de care. Nasul tău este fenomenal. Deci mă uimești de fiecare. E, da, te uimesc că serios? Până acum nu îmi dădui seama de ai nimic. Ai zis-o bine. Ce este? Cu ce este? Deci are ghimbir. Are ghimbir, are ghimbir. Ghimbir, are mai multe, are... E o vanilie, e cea mai iubibilă vanilie, sau mă rog. E o vanilie de nișă, se numește Ani, de la Nișane. Ah, Nișane e firma? Da. Și Nișane sau Nișan? Nișane. Nișan. Nișan. Nu, Nișan nu e. Eu îi zic Nișane.
Păi da, de câte știu, sunt, nu, sunt făcute în, hai că zic acum, made in Turkey. Ideea de asta ziceam că e ca un, ai avut mare dreptate, ani, așa se numește. Și vanilia care a îndoit lumea în două. Dar de ce toată lumea scrie Paris pe sticlă? Care e faza? Dacă nu scrii Paris, nu poți să vinzi? Nu, deci pe asta scrie Paris. Pe altele, tot de la nișane, nu știu, scrie New York. Scrie Istanbul. Istanbul, da. Ah, genul ăla, adică... Deci da, e genul ăla. Deci ăsta n-are legătură cu celelalte pe care scrie Paris. Nu, pentru că alea chiar sunt făcute... Tabacolor scrie Paris, dar pentru că... Tobacolor. Tobacolor. Păi, Christian Dior. Și ăsta este... Nu contează, nu te... Așa, în Paris. Mă pierd în detalii inutile, ca de obicei. Dar ai zis bine, este o vanilie gurmandă, dar nu numai. E o vanilie mai condimentată, ușor, cu acel ghimbir. Când am mirosit-o, mi-au venit în cap niște deserturi de la ei, de la turci. Tot așa cu un aluat, ai zis bine, cu un aluat din ăla fraged, foarte untos așa. Aluat... Ca un biscuite aproape. Da, aluat uscat. Aluat uscat, fărămicios. Da, fărămicios și umplute cu ceva, ca niște găluște, așa, nu știu eu, asta văd. Da, găluși de prună. Găluși de prună. Vai, ce aș mânca o găluș. Dacă are cineva, vă rog frumos. Acum trebuie să-i fac și găluși cu prune. Vă dau adresa. Deci, acum trebuie să-i fac. Dați-mi o rețetă bună de găluși cu prune să-i fac omule, că nu mai poate. Și fac și vin fiert și pun și înghețată în vin fiert. Să ne trimiteți direct găluștele. Oh my God, nu! Nu provoca oamenii să-ți trimită găluși. Nu, erau glumă. Da, erau glumă. Doar rețeta, ne ajunge. Dar eu am mâncat ceva de la turci care mi-amintește de mirosul ăsta. Adică și e și pudrată. Mie mi se pare că e o vanilie mai pe partea pudrată. Are și mosc, ambergris, are foarte multe. De câte știu, are și cardamom, cred. Dar eu simt ghimbirul vanilia, care e o vanilie plăcută. Eu nu sunt iubitoare de vanilie și mie asta îmi place. Și puternică. Te dă afară din casă. Este Ani. Cât îi dai lui Ani? Hai că ți-a plăcut mai mult. Mi-a plăcut, dar nu știu ce să zic. Azi am zis să fiu intransigent. Exigent. Un 7 spre 8. Hai, nu te duci tu la 8. Nu, domne, 7 spre... Minus 8. Minus 8, domne, ca la lucrări. Minus la 8, fix așa. Scriu minus 8. Știi cum scria profesoara? Minus 8 și scrie în paranteză. Da. Minus 8. Am închis ochii. Nu știu dacă asta o să-ți placă. Nu știu de ce ți-am pus. Am dat prea mult 7. Cred că m-am dus pe o anumită categorie, fără să-mi dau seama. Păi da, nu, fără să-mi dau seama. Ce-ți place ție? Acum ce-mi place mie? Da. Da. Te-ai arătat la cameră? Da, nu mi-am arătat. Hai, arată-l la cameră. Sticla e foarte frumoasă. Atâta zic. Dar o știți. Da, o știți. Păi, dar ce mă enervează, mă, azi nu recunosc niciun... Iar nu zic, pentru că e tot genul ăla. Nu, dar nu-mi displace, nu. E tot genul ăla. Ăsta e mai plăcut, așa. Da. Dacă n-ai mai mirosit floarea asta sau în parfumerie, o să-ți fie greu. E tot pudrat, pot să spun clar, că are în comun niște chestii. E pudrat, dar este, să știi că este în genul ăla mai dulce. Da, e un pudrat mai dulcișor. Mai proaspăt. Are note de zahăr, de-aia îți place. Ah, note de zahăr. Sunt reclamele alea unde e o pudră, cascadă așa. Care purge și jos acolo se face o spumă așa parfumată. E. Ce? Așa miroase chestia asta. Spumă parfumată? De unde știi că e parfumată? Așa pare. A, la Lenor? La reclame din alea de... Nu, dar gândește-te aici la munte. A, e prospețime de munte, de pârâu deci de munte. Deci tu simți prospețimea pe care o asociez cu spuma aia. Ele n-au legătură musai, înțelegi? Dar spuma aia, gândindu-te și la spălarea cu dero, ce zici tu probabil, dar n-are nicio legătură cu dero ăsta. Dar zic așa, l-a spălat mirosul ăla plăcut. Uh-huh. Deci e plăcut. Are un iris care face pudrat. Iris! Și maestra. Are notele alea de zahăr, deci e zaharisit așa. Și te duce oarecum și cu gândul la rujuri și la produse de femeie, dar... Cumva cum miroseau pe vremuri, nu știu, pudrele, rujurile, toate au un miros asemănător. Și acesta cumva te duce acolo. E un iris din acela de make-up. E plăcut. Deci, e plăcut. Îi place. L-ai vedea pe o femeie, da? Da. Nu pe un bărbat. Pe o femeie mai degrabă. Așa, pe o femeie la birou, o femeie elegantă, mai cum? Ce ți inspiri? Orice fel de femeie. Orice fel de femeie. Deci
Okay. O femeie esența mai femeie. Tânără, să zicem. No. Ok, o femeie mai tânără. Dar e plăcut. Dar e așa, îi place. Versatil, să zic. Versatil. Deci îl vezi de zi cu zi chiar. Da, da. Și da. La birou. Și la birou și la cascada, la munte. Și... Trebuie să scriu astea. Astea rămân aici ca să-mi amintesc. Apare cerbul. Apare cerbul. Mai râde. Nu pot, că trebuie să scriu astea și sunt super ciudată, gata. Dacă te... se uită cineva la ce-am scris aici. Cerbul apare ăla cu coarne așa mari, frumoase. Ok, și ce notă ai da? I-aș da o notă. Tot ca Nișa Neani, îți place mai mult decât vanilia condimentată, ghimbirată de aici? În apreciere subiectivă, da. Mie îmi place mai mult ăsta. Okay. Realizare, okay. Sunt cam la fel, doar că ăsta e pe palierul meu, ăla e pe palierul altcuiva. Okay. Așa, așa că o să încal pe inimă și o să dau un 8. Plin. O plin sau o plus? Nu, 8. Dar fără minus. 8. Nu mai scriu 8 în paranteză? Da, scriu. Bun, deci ăsta a fost Iris Drage de la Maison Lancôme. Stai, nu mai scrie Paris pe el? Am închis ochii. Și nu, ăsta a fost, deci poți scrie. Ăsta a fost. Iris Drage, așa arată. Și tot așa are un capac mai negru, s-ar putea să-ți placă. Amand, adică migdale, da. Drage. Migdale... zaharisite, să zic așa. Și? Nu-ți place sticla? Uite, sticla, ce... Astea, place... ăștia sunt niște iriși. Într-o aici. Parte. Da. Da, trebuie să o privești așa, ca să se vadă prin sticlă. Înțelegi. E ca o dantelărie. E pe locul 2 la mine la sticle preferate. Deci... Serios? Da. E o sticlă drăguțică. Frumos. Și zici că are și magnet. Magnetic. Și nu-i place. Și eu fac așa. Nu e cea mai cea, dar este ca lumea. E și scrie Paris, scrie Paris pe ea. Normal, scrie Paris. De Haute Parfumerie, Paris, da. E casa Lancôme, practic. E tot designer sau ei ce mai fac ei acolo, make-up și așa. Dar e Maison Lancôme, e partea aceea mai fancy și menții, mai scumpicică. Deci e mai departe, pentru că mai departe. Îmi ascund fața. Hai să vedem. Doamne, deci cred că am avut o temă, fără să-mi dau seama, le-am ales. Sau eu sunt atrasă de astea, da. Sunt atrasă, e clar. Ce față? Se vede pe față ta că nu vrea. E tot așa un pic nesuferit, a furisit. Deci nu o să aibă nici asta o notă mare. Îi plac parfumele. Sunt... Cum am zis? Cum e termenul? Exigent. Exigent. Dar nu, am gusturi... diferite. Ce alea de ți-le... Gusturi educate. Să nu-mi placă parfumurile de nișă. Da, pentru că știe că sunt scumpe. Între 200 luțe. Sigur că da. Dar nu ți-a plăcut. În bol. Bacara lui. Nu sunt pe alea ta, am înțeles eu oarecum că ți-e plac astea foarte dulci. Dulci, domne, dulci. Și ăsta e la fel, ăsta e un pudrat. Ăsta nu e așa de dulce. Nu știu, e ceva... Ți-e ceva împuțit așa? Nu. Nu? Dar e un pic răutăcios așa, nu știu. Răutăcios! Adică l-ai vedea pe o fată mai... Știi cum? Pe o femeie mai rea? Nu. Știi cum e? E... ca Betty cea urâtă, știi? Adică la început așa e urât, rău, răutăcios, deși nu știu dacă Betty cea urâtă, eu știu doar numele și câte lumea. Da, avea un săraca, avea, nu. Ea era frumoasă, după dar după aceea nu mai e așa. Okay. Nu mai e chiar așa. Okay. Dar nici nu. Deci nici nu devine fotomodel. Să zicem că e prima jumătate a filmului Betty cea urâtă, până când ea devine, să zicem, nici urâtă, nici frumoasă. Nu e transformarea de la final. Deci nu e când apare Betty la final, nu știu când apare, între așa, când și-a tăiat bretonul și nu mai are bretonul ăla văzut. Știu povestea că e deja mainstream. Toată lumea știe că e era veche, urâtă și s-a devenit lepădă. Da, vorbim de telenovela spaniolă, nu de filmul Betty cea urâtă, că e și un film american, deci nu de ăla.
telenovela spaniolă. Cine auzi de filmul american? Cineva care nu e de vârsta noastră. Noi ne arătăm vârsta acum. Că Betty ce-a urât. Pentru acolo. Cei care au văzut Dallas-ul. Este cine? Zi, din Dallas. Pamela, cine era? Pamela, nu, J.R. era. Pamela da, și... Era un personaj care era mai răutăcios și a devenit mai bun? Nu, J.R. n-are cum să fie. Bobby e bun, Pamela e așa, 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 e bună și ea. Și e tipa aia, Swellen. E pentru Swellen, mă. E soția lui J.R. Swellen, așa. Băi, chiar sunt... Doamne, chiar mi-a rupt ăsta. Așa, tot îl miroși, deci... Că asta zic, la început e un pic răutăcios, după aia mai vine, mai, na, bă, de treabă, știi, adică te duci cu, na, nu mai vreau să ia fac o notă. Paralele din astea, ajung paralele. Nu. Mă bucur că mi-ai zis să dai, hai să-i dau notă, scap de el. Nu te grăbesc, dar te grăbesc. 6. 6. 6, 7, a dat și 5, a dat și 4, deci toba color, pentru el a fost 4. Da, pentru că nu-mi plac. Tutunul. Evitați țigările, evitați tutunul, că... evitați, nu face bine la sănătoate. Nici nu ți-ai dat seama că... Păi da, aia e rău, aia e rău, e periculos? Nu, de fapt a simțit el țigarea, fumul din parfum. Da, ai simțit bine, foarte bine chiar. Ia. Și este, să-ți arăt, de la Etat Libre de orange. O, dar ce frumoasă sticlă! Nu, aoleu, ce urât! Stai! Stai mă că scrie urât. Ce scrie urât? Scrie urât, cuvântul ăsta e urât. Scrie un cuvânt urât, adică nu sticla e urâtă, a zis că scrie un cuvânt urât. Hai, pronunță. Este ok sticla, arată bine. Acoperi. Este putam de palas. Adică știm noi ce înseamnă putam, nu e cază să nu așa. Și aici scrie tot Etat Libre d'Orange. Asta îmi place foarte asta mult. Place. Da, asta nu ți amintește. Nu e meta, nu e magnet, nu te mai știu că nu e magnet. Deci acest bullseye, această țintă, da, practic, e din ceva. E din filmul Saw. Pentru mine, eu mă duc cu gândul la omul ăla cu masca America. Aia. Sau Captain America, da. Sau steaua. Europa, steaua. Și aceasta are note pudrate, chiar așa e, cu note pudrate. Are o pielărie un pic indolicuță, un pic mai mult. Ăsta clar e de budoar, printre așternuturi, știi tu, o madamă care poartă acest parfum, înțelegi, o curtezană, o treabă, o chestie. Okay. Are și trandafir, are și ghimbir, dar notele pudrate, violetă, parcă are, astea ies în evidență. E cam gata, pentru că ăsta e ultimul. Care, ăsta a fost sau mai e unul? Nu, ăsta e al 10-lea, stai să trec aici. Mai e unul? Da, mai e unul, ultimul. Ultimul. Ce e mai bun ți-a păstrat la final, așa se face. Cred, nu poate. Știu. Vom vedea. Sunt aproape să dau un 10. S-ar putea. Nu se știe, s-ar putea să-i dau 10. S-ar putea să-i dau 4, cine știe. Poți mai jos de 4 nu uiți, dau, că e doar la copiere și... Mă, să fie. Sper că nu mă păcălești iar cu unul care are tabac ceva. Nu, asta nu are tabac. Dar are ceva lemn ceva. Deci are ceva în... O avea? În partea aia uscată, să zic. Ceva uscat, ceva afumat, ceva, nu știu. Da. Ars. Ceva ars, da, zici bine. Mi se pare un parfum și pentru fete și pentru băieți. Ok, deci unisex, clar unisex. Da. Ți se pare călduros, rece? Nu, e mai rece. E de vreme rece, e de vreme caldă. E tot de ăla de-l bei cum vin fiert, cacao caldă, ceva. E cum vin fiert, ok. Costalinskaya, frate, dacă... Na, depinde. Costalinskaya. Depinde cum a fost ziua de muncă. Doar dacă e vineri seară, Costalinskaya. Evident. Da, ok. Dar nu cu toată sticla, totuși. Nu. Da, bine, eu zic... O ciocolată caldă, știi ce ar merge? E decent. De ce? Pentru că eu simt un soi de peppermint așa. O chestie care te recorește. Un soi de mentol. Are și ceva, are și ceva. Eu asta simt. Nu știu și dacă are note, dar asta simt. Și aș bea cu el o ciocolată caldă cu peppermint, cu bombonelele alea pisate așa și să dea aromă ciocolății sau cu mentă, are pur simplu. Un pic de piper. Nu? E posibil. Are așa o tentă.
Știu că are smirna, are boabă tonka. Da, e smirna aia probabil, care cine știe. Are ceva vanilie bază, parcă are... Are ceva masă. A, are lavandă, dar eu nu simt lavandă din ciocolată. Mm. Nu simt. Din păcate nu o să dau un 10. Da. Din păcate nu o să dau niciun 9. Niciun 9? Ah, poate remiroși unele din 7. Ele. 7. Okay. Dar, e ok. Că acum am ajuns la final. Oh, dar ce sticlă frumoasă! Îmi place sticlă. E preferata ta. Ce sticlă drăguță, simpatică, mititică, delicată. E de 50. Ăla de 100 n-are magnet, din păcate. Era perfect, cred că. Nu scrie Paris pe ea, ceea ce este. Păi nu, că e London. Da. Scrie Jo Malone London. Dacă îi dai 4, chiar mă supăram. Sticluța e frumoasă, recunosc. Uite, i-a dat toba culorul meu de care sunt obsedată. Uite, uite cât am consumat din el. Și l-am de foarte puțin timp și am consumat atât. Am consumat mult pentru mine. Și i-a dat 4. Ajungând la final, și revăzând sistemul de note, pentru că e foarte dificil știi la final ce notă să... dai. Trebuie să jonglezi, să ai spațiu de manevră și să mai poți să crești, să mai scazi. Ia zi. Având în vedere că cea mai mare notă pe care am dat-o a fost 8, aș putea să zic că le creștem cu toate... Pe toate cu un punct? Pe toate cu 2 puncte. Sau cu un punct, ca să fim exigenți. Păi e mare diferență cu 2 puncte, adică... Stai, pe toate? Adică, pe practic, toate. rămân la fel, da, păi nu schimbăm lucrurile. Deci nu schimbăm, nu îți reevaluezi. Ce vreau să spun este important relativ față de celelalte. Un parfum... care a primit nota 5 și îmi place mie mai mult decât unul care a primit 4. El dă notă. Dar nota 5 e relativă, putea să fie 7 și celălalt 6. Corect. Hai să recapitulăm. Deci ce ți-a plăcut ție cel mai mult? Din câte văd aici cu un 8 plin, adică poate să fie un 9 că le-am mai ridicat un pic. Iris Draget de la Maison Lancôme, această sticlă superbă, care este pudratul meu preferat cu iris. Și numărul 8 cu minus. Nu mai e nimic. Nu. E prosopul așa asta. Bun. Numărul 8 și cu minus. Și cea mai frumoasă tavă. Da, n-am mai văzut. Ok. E de la English Home, dacă vă interesează. Nu știu dacă mai am. Nu vă interesează. Acolo sunt toate frumoase. Bun. Nișane Ani este pe locul 2, din câte am observat. Deci vanilia cu ghimbir, vanilia un pic spicy. Această vanilie gurmandă. Pe locul 7, să zicem că e... 7, mă? Pe locul 7. Locul 3. Pe locul 2. 3. Deci pe locul 2 a fost Nișanea. Da, pe locul 3 avem la egalitate Jo Malone-ul. Jo Malone-ul. Mire cu Tonka. Aqua Celestia. Și Aqua Celestia. Și dacă este să fac o departajare, nu o să o fac pentru că sticluțele sunt ambele, așa mititele, drăguțele. Îmi plac așa. Simpatice. Mă gândeam. Dar nu-ți place și ăsta? Că și ăsta cred că îți place nu. De la Baldor. Nu. Nu. Da, e așa. Cinciu de bine. Deci Lancôme, Ani pe 2, Jo Malone cu Aqua Celestia egalitate, au luat bronzul și numărul 4 care fi... se oftică cel mai tare, a fost aproape, dar și cel mai puțin, e de bine. Clar e pentru tine Tova Coloro. Deci mă așteptam să nu-ți placă deloc, sincer, Portrait of a Lady, dar Portrait of a Lady a primit notă mai mare, 5 totuși. A primit 5, nu 4. Ca cam asta a fost. Sper că v-a plăcut. Iar o să dureze o oră, dar nu contează că l-am aici pe domnul meu și... O să dureze o oră? Mai taie, mai taie. Timpul trece. Uitați-vă pe 1.2x dacă durează mult. Da, ăsta este un hint de la un urmăritor, dar mi-a dat cineva comentarii la început. Tot așa, probabil n-avea răbdare să se uite la clip și a zis, uitați-vă, mulțumiți-mi mai târziu, uitați-vă cu 1.2x viteză, că îl vedeți mai repede, da? Deci ăsta e un pont. Da. Bun, sper că v-a plăcut. Din nou, la mulți ani, Andrei, la mulți ani, România. Aveți grijă de voi. Da. Pe lângă parfumul, recomand și mâncare și băutură, temelia și vine Crăciunul, pregătiți-vă. Pregătiți-vă. Mamă, ce a sunat așa amenințat. Noi femeile mai mult le pregătim. Nu, adică relaxați-vă. Da, trebuie să ne relaxăm. Liniștiți-vă. Oricum o să fie o relaxare totală în România. Mai ușor cu munca, mai mult cu distracția. Da. Bine, sperăm că v-a plăcut. Și aveți grijă. Aveți grijă de... Alegeți-vă
un parfum care vă place. De sărbători, nu? De sărbători. Da, clar, preferatul vostru, normal. Al vostru. Al vostru și al nimănui altuia. Bine. V-am lăsat, v-am pupat. Ciao, ciao! Bye! Bye!